Salut, eu sunt Denis și nu sunt virgin. Salut, sunt Tudor și nu sunt virgin. Sunt Eduard și nu sunt virgin. Sunt Julia și nu mai sunt virgină. Bună, eu sunt Ana și nu mai sunt virgină. Bună, sunt Nicola și nu mai sunt virgină. Două din șase persoane au mințit. Iar astăzi fratele meu geamăn Cristi Munteanu și Ghiduș le vor pune întrebări ca să afle cine minte și cine nu este virgin cu adevărat. Cum arată, mă? E așa sau așa? Bineînțeles, înainte să începem clipul, te-aș ruga să apeși odată pe butonul ăla de like! Doamne, e atât de greu să apeși pe butonul de like! Bun. Acum că am rezolvat această problemă, te-aș ruga să te și abonezi pentru că încerc să ating 2 milioane de abonați în anul 2021. Îți mulțumesc și acum te poți bucura de acest episod. Salut, eu sunt Denis și nu sunt virgin. Nu m-am cu amândoi! Să se înțeleagă, da. Am dat acolo. Am lovit. Eu cu aia, suntem a... Așa! Cum ani? Nu, așa suntem! Suntem așa! Bun, Denis, bine ai venit la testul suprem să aflăm dacă ești virgin sau nu ești virgin. Eu, bineînțeles, știu cine este din această cameră, așa că o să-i las pe băieți să spună toate întrebările posibile. Ne apropiem, de exemplu? O să te apropii, poți să faci ce vrei. Exact, nu mai de aproape. Te apropii, băieții. Poți începe eu dacă... Te rog. Poți să mă arăți și mie cum stai tu în poziția ta preferată de sex? Poți mă întind? Te rog. Fă ce vrei. Nu te pune în capă că nu ce e nasul. Așa? O, bine. E pe clasic. Da, nu, stai exact cum stai în poziție. Ca la flotări. Păi m-a convins. Face flotări. Nu e. N-a fost acolo. Câți ani? 21. Stai, stai, 21? E bine. S-a întâmplat. M-am convins. Da. M-am convins. A fost ca o schimbare. Hai să mergem. Băieți. Hai să ne apropiem un pic. Mergi la test. Cum te cheamă? Julia. 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 Câți ani, Julia? 21. M-am convins. E ok. Și ce mai faci? Ce mai faci, Julia? Bine, voi? Uh-huh. E bine. Băieți. Ce trebuie? Ce să zic, Julia? Și cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Nenorocirea, da. Accidentul. Schimbatul de cauciucuri. Păi a fost într-o zi. Mamă! Ce bine! Destul de spontan, era planificat. Vă iubeați, nu? Da. Nu cred că mai sunt împreună. Nu. A fost de mult. Cu câți ani? La 17 ani, acum 4 ani. E ok. Ți-a plăcut? Prima oară, sincer, nu. Bă! N-a fost. Așa e, la fete. Să știi. Dar două oară ca lumea! Băi, după prima impresie, ce părere aveți? Pare așa un macho boy de ăsta, player, da, bă, da, știi? Da, da. Știi că poate fi de fațadă. Care, că nu trebuie picioarele acum, nu mai poate. Poate să umble și... La fete nu mai zic dacă... Să aibă volan pe dreapta, dacă mă întrebi. Să împingă maroul ăla de-al... Nu. E posibil, să alie cu zângălei, hăi, hăi, hăi! Stradă cu sens unic, doar intrat. Ok. Și ce să zic, pantalonii ăștia cam mult, lați un pic așa. Nu, sunt mișto că și-o purtam așa, da. Când eram pe dreapta. Vezi-o, chiar îmi plac bugia, sincer. Dar să nu vadă clipul Dana Buteanu că te zăpăcește cu bătaia. Hai te spui. Și pe mine, mă face că, băi, știa zici că am plouat cu noroi. Stai, mă, că știu eu cu glezne la vădere. Hai, mă, să-l milostim, să-l plimbă aici. Să vedem cum e. Treceți. Ia, așa cum se uită fetele la tine, vezi? E un pic de grăsime așa și trebuie. Spatele, ai făcut vreun sport ceva? Am făcut fotbal, tai. Fotbal? Mă, dar parcă ai jucat fotbal cu mâna, că ești prea înalt. Am fost portar. Păi știi cum sari, te întinzi. Ia spune-ne, măi, nouă niște chestii așa despre viața ta amoroasă. Întreabă-mă și să spun cât de sincer pot. La ce vârstă ai început să gâdeli mai măza? 15, cred. Ma. Cred. Adică nu ești sigur. Nu mai gândesc. 15, 16. Mai mulța ei, nu mai mulța ta. Cum?
S-ai gândit maimuța ei, nu maimuța ta. E normal ca ei. Că maimuța eu tău, știm cu toate. Mie mi se pare puțin dubios, frate, dacă ai mă știu. Mă așteptam să fie mai... Să nu știi exact când te-ai dezvinuat. Și știu ce ziua și nu știu așa. Și eu, adică... În momentul ăla am zis că intru în rai, adică trebuie să ții minte, știi? Poate vă induc în eroare și știu și data. Ai mai ieșit din casă, bănuiesc. Toți ieșim din casă. Ca și cum în lume. Ai prieten? Am avut. Ma. Ce s-a întâmplat? Păi și da. Cu el ai făcut-o? Da. Ochiul ăla care a fugit în dreapta și da, când s-a gândit. Da, psihologie, frate. Când minți... Primul sau ultimul a fost? Primul și ultimul. Și-a dat seama că e lesbic. Gata acum, nu mai îți place cu băieții, îți place cu fetele? Nu am încercat cu fetele. Și n-am încercat nici cu al băia să văd dacă îmi place. Sunt... E pe stand-by acum. Sunt pe stand-by, nu știu. Știu doar de... E cu minte. Bă, gata, e cu minte. În primul rând n-ai cum să stai așa că mori, gen. Trebuie să stai și tu pe aici pe undeva, gen. În genunchi, nu? Ai cum cu picioarele alea niciodată să stai așa. Faci... Tu de ce stai? În plank? Cum zici ăla? Da, planking. Ce dracu, mă? Și faci spăc în... Păi eu mai... Așa a zis că stă pe ea. Și auzi, se mișcă la așa, pac, 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 mă! Bă, dar sexul genera de calorie, adică. Păi da, dar... Da. Și mai face și plank pe deasupra. Trebuie să sparg un mic barilă asta de rușine, că nu se poate. Ai, păi, băieți, i-am întrebat și plăcut să-l întrebăm. Nu, câte ani? 19 ani. Știi, iam eu. Ai TikTok? Trebuie să... Eu acum am început să iau altfel. Vreau să văd un TikTok de ales, să-mi dau seama pe mișcare. Nu, n-am... Nu cred că se filmează, nu cred că face. Sunt mai pe... glume. Pe Instagram să vedem o poză cu ea. Contează. Stă pe tocuri. Uite aici, ăsta așa. E clar. E bă, bătea vântul de la soloana în poze. Zici că nu mai ajunge la... Deci nu dansezi, nu te duci în cluburi? Băi, eu nu prea am prins cluburile, că eu stau în câmpul lung și nu prea am prins așa. Păi și... Da, nu ești, nu ești, asta înseamnă că... Ai spus că nu mai ești virgină, nu? Nu. Păi și sigur? Poți să ne povestești puțin cum s-a întâmplat? Măcar în ce locație... Locație, acțiune, puțin... La mediu, te-a părut de locație bărăzinești? Intimă, să spun, na. Logic. Logic. Adică nu mă refer că nu într-un club sau ceva, tot mai întrebat. Doamne ferindu. Foarte frumos asta. Da. Așa e cel mai bine. A fost ceva. Să fiți doar drăguț. doi, da. Așa e cel mai ok. Regreți partida respectivă sau nu? Nu, până la urmă trebuie să facem o dată și pe asta. Și gata. O dată și gata. Și ai făcut-o. Până la căsătorie. Copil în prima ocea, la revedere. Ai scăpat. TikToker. Copil cu minte. Copil cu minte, exact. Miroase bine. Ai ce fost în club până acum? Da. De câte ori? Oh, de multe ori, de 10 ori, peste 10 ori. Dacă a fost în club până acum, de 10 ori? Peste 10 ori. Și 10 ori sunt multe ori? Nu, chiar. Eu am mers într-o seară în 20 de cluburi, adică le-am intrat în centru și am dat așa să văd când se închid, știi? Deci de peste 10 ori. Ai agățat vreodată vreo tipă? În club? Nu, așa. Da. Unde? Pe internet. Wow! Vezi că, băi, sexting-ul și alea pe internet nu se pun, gen. Tot virgin sunteți. Ca să știți. Că am auzit că eu. Că nu merge. Am făcut cu ora sex al baricom. Prin mesaje. Nu se pune. Ce, mi-a făcut la un stream și zic, e bolie, wow, să deam capace pe tastatură, wow! Și? Ce mai vreți să-l întrebați? Oh, stai că abia am început, zic Cristi, că eu am multe. Stai să mă gândesc că tu nu știi încă. Hai mă, Cristi. Așa, intri pe Omegle? Nu. No. Nu intri? Bine. Ești virgin? Nu. No. L-am gândit-o, mai haide să răspund, da? Bine, ești la psihologie sau ceva? Nu. Cum mai rog pe privirea asta? Ce fac, Cristi? Haideți, băieți, nu fiți rușinoși. Ah, îți place cu fete sau cu băieți? Pe băieți. Mamă! Cum? Încă n-am încercat cu fete. Da, merge, nu? Nu știu. Fata, băiat, cea mai bună cu mine. E deschisă la mai multe. Why not? Da, și zici că e 21 de ani, nu?
Și... cum arată un penis? Ce? Și cu întrebarea? Te-a să mă întreb pe mine, că ziceam eu. E... Depinde. Depinde. Uite. Dacă... sunt și diferite. Câte femei ai avut? Nu pot să zic. Nu vreau să zic. Nu vreau să zic. Așa, mai chestia asta o să se vadă undeva și nu vreau să... Mai puțin de 5? Nu. Mai mult de 10? Complicat. Ok, cred că a trecut testul. Da, mi-am făcut deja de limbile. Te-ai convins sau? Eu sunt ok, mi-am format o părere. Cred că ai umblat și tu acolo. Ai dat pedale. Cum ar fi să nu? La pâsle. Nu, ai dat pedale, nu? A dat pedale. Sigur, băi? Da. Sigur. Bine, next. Dacă ți-a plăcut, nu că nu ți-a plăcut. Prima dată, hai să fim serioși. Deci prima dată, așa, am mai auzit și eu, am luat vede care să nu le pate. Bă, și am mai auzit, dar cred dar că... trebuie să știi ce cred că copiază puțin răspunsul direct. Trebuie să te lasă un pic să te ia din nou. Și... și e la fel. E cam la fel, nu? Și s-a întâmplat de mult sau acum arată? De curând, nu? Da. Pare că ești un pic mai sclipit aici la vata. Cât de curând? Ieri. A venit să mă pun de virgină, da? A ajuns. A făcut-o-ți invitații. Cam anul trecut așa. E ca lumea, cu 18 ani, că meserie. Și care, adică, vorbim mai multe ori sau odată? De mai multe ori sau odată, m-ai întrebat? Da. De mai multe ori, na, dacă după ai făcut o dată, o faci de mai multe ori. De câte ori? De mai multe ori. A zis toată de mai multe ori. Nu cred că ați dat să numere. Sub 50? Peste 50? Tu le numeri? Nu, dar poți să-ți dai seama. Nu, poți să-ți dai seama ca și când dacă ești la început. 1, 2, 3, 4, 5. Atât am. Bă, zic. Să-ți dau un răspuns. N-am. Bine. Și... 1000. Cred că nu-ți place să mergeți în oraș mai întâi sau direct pe acțiune. Complicat. Sau trebuie să aveți o relație. Că dacă s-a întâmplat, a fost în pandemie. Da, am avut o relație cu tipul respectiv. Așa, a avut relație. Și de atunci zic eu că nu s-a întâmplat, că încă dacă ajungi cu o persoană atât de potrivită. Că așa se întâmplă. La vârsta aia, la băieții mai greu să-ți dai seama decât la ele. La ele e super simplu, că ele sunt destul de sincere, sincer, să zic sincer. Sincer zic? Ai trebuit ceva să zic. Da, am înțeles, da. Că ele așa se întâmplă. Noi suntem așa, băieții, eu vreau să căut, să căut, să căut, să căut, să căut, să căut, să căut. Ulele, cu sentimente. Cine a fost primul? Rămâne în suflet. Așa e. Rămâne în suflet. Noi, da, care cum a fost? Hai, club, prima dată. Greșeam. Noi vedeam să nu-mi place ceva acolo. Și eu m-am convins, adică la fel de simplu, dar a fost mai complicat. Da, frate, și bun, fata a fost un băiat care l-a iubit și s-au iubit. Foarte frumos. Eu cred că e virgină. Nu cred. Pe bune. Da? Da. De fapt, să știi că... Ia genul puțin. Te-ți sigur că nu vă minte? Nu mă, ăla e virgin, clar, că nu... nu facă, da-i mă! Ia, vezi chestii. Ia, dă-ți puțin ochelarii jos. Dă-ți puțin ochelarii jos. Ma. Se vede. Stai. Nu, stai, ține puțin jos. Spune-mi că nu ești virgin. Nu sunt virgin. Olo! E bun, e bun. Cum îți place să încep o partidă de amor? Clar că nu. Preludiu, nu? Am te mângâi. Ușor, nu? Pe tipa care fac sex. Păi și... A trecut testul cu tipul care fac sex. Nu cu tipul. Îmi place să începem cu un film și apoi cu primele două. Oh, e cu Netflix. Adică de fiecare dată când vrei să faci asta, trebuie să începi cu un film. Îmi dau serial. E pretextul perfect. Okay. Cu șosete sau fără șosete? Fără șosete. Da, nici eu. Dar nici n-am. Dar mai stai să ți le scoți? Fut fetișiști. Le dau așa. Da? Poți să ne faci o demonstrație cum îți dai tu șosetele jos fără să atingi cu mâinile? Da, te rog frumos, asta contează pentru că tu trebuie n-o faci. Să știi. Trebuie să știi. Te ești acolo în treabă, nu mai stai să pui. Băi, eu nu-mi dau jos șosetele. Ia să vedem aici. Mamă, omul a fost acolo! A fost acolo! Trebuie să o și bagi înapoi.
Păi, mâine, hai, acum te lăsăm așa. Așa. Eu știu, eu ce am avut întrebat, am avut întrebat. Nu s-a chinuit cu asta. Adică nu se pare... E clar, bă, să știi că asta contează. Unde te-ai dezvirginat și povestea dezvirginării? Ca să știm și noi, că da, ne convingem că nu ești. Cam urât. Da. Pentru... Să inventeze. Da, complicat, că eram... Unde eram? Era la munte. A fost acasă la mine. Acasă la tine? Ca lumea a stat liniștită, s-a uitat la un film și a plecat. Nu ca celălalt. Băi, și povestește-ne și nouă puțin cum a intrat, cum s-a întâmplat, cum... Puțin din acțiune. Ca prima dată a fost... Lasă-l! No feeling. No feeling? Da, pe prima dată. Mamă, n-a fost acolo niciodată. No feeling, adică gen fără sentimente? La asta te referi sau...? Nu, gen prima dată când s-a simțit și așa. Tu n-ai văzut motorul, mă, n-ai deschis capota, zic eu. Mă șură, ai kilometrajul pe zero. Eu m-am convins. Dacă vrei să mai întreb ceva. Nu mai vrei să întrebi nimic? Nu, sunt convins. Da, nu știu, nu. Și mie mi se pare puțin dubios, nu știu ce zic. Mai cam cam înfățișare așa și după... I-ai dat vreo palmă la cur? Da. Și cum s-a simțit nou feeling? S-a lipit. Auză, ia! S-a lipit! Știi? Ia uite, vial pe ochi! Oh! Mama! Bă, da. Nu știu, nici povestea dezvirginării nu prea m-a convins. Pentru că nu prea am auzit mai multe detalii, dar... na. Care e poziția ta preferată? Da. Mă pun... Nu pune-te capă. Cum vrei. E clar. Îmi place așa. E clar. Nu, așa, dar știi ce așa? Fii atent. Așa și așa cu laptopul. Ai înțeles? Ai. Ah. Gata. Hai. V-ați convins, băieți? Eu sunt convins, clar. Cred că și eu. Ce dacă părere aveți? Dacă te tândeai ca el, vezi că rupeai. Deci, părerea voastră este că... Că e virgin. E virgin. Ok, next. Care e poziția ta preferată? Dacă vreți să ne spui. Rămâna preferată. Eu m-am convins. Și la fel. Bun, verdictul final e că voi credeți că ea e... S-a de... S-a... Nu mai e. S-a distrat. Sigur. Ok, mulțumim. Next. Mulțumesc și eu. Câte poziții ai încercat? Mai, ce că... Am avut o relație de 4 ani. A, toate. Deci pe toate. Oh. Helicopterul, rinocerul, scafandru... S-a încercat după aia după șifonier să sări așa, stai și... Aia îmi place cel mai mult. Uzi, mamă, pe îmi place. Iese cu cât un loc până că mai stau un cod așa. Da, ne descărcăm noi. Ești în obicea doarme, știi că știi că apa doar. Spider-Man! Părerea voastră este că... Că nu e virgin. Da, nu e. Ok, mulțumim. Cât durează la tine în mod normal o partidă de sex? Mamă, dar chiar. Bă, am avut maxim de ocă. Pe eu am văzut. Și mergem, 20 de minute? 20 de minute? Și cea mai scurtă? 2 minute. Ma... Hai! Aaaa! Câți ani ai? 19. La ce vârstă te-ai dezvoltat? Da! Eu te întreb. Hai! Hai! Deci acum 3 ani. Era fată sau băiat? Sincer. Bine, atunci. Câte parteneri de sex ai avut? Ma. Body count-ul. Unu. A trecut și printr-o oră și prin 2 minute și prin 20 de minute cu tine. Aceeași fata a trecut, da, prin toate stagiile. E dat și șosetele jos. Eu cred că a umblat acolo. Eu și cred la că fel. A reglat joja. Și la fel. Bun, băieți. Cred că a verificat uleiul. Băieți. Spuneți acum cine credeți că e virgin din această, zis. Din acest mătru. Cu mătru. Bun, ești virgin, da sau nu? Da. Las că am prins. Și ce și mai, care mai e surpriza? Mai e cineva virgin de aici? Eu am zis că e. Ia. Tu? Ce-ai, mă? Ți-arăt ce fac. Elicopter. Și mai e ea, nu? Care? Eu. Julia. Și Julia. Eu zic de ce.
Ana! Băi, banana! Iuliana! Ce ziceți că e aia? Ana! Nu prea. Julia? Julia? Da. Băi, mamă! What the fuck? Deci era cea mai comună, adică până și de ea. Așa mare șoc? Da, asta da. Până nu și... am așteptat la asta. Deci m-a așteptat mai mult de la oricine așa în afară aia. Pare că ți-a plăcut mult la tot. Nu, nu credeți sau ce? Ba da, mă doar nu o să verific ce mă... Și tu mă zi, mă, ești virgin? Eu, da. Ai văzut, ce asta e? Uite, dacă mi-ți rezolvi problema... Dar dacă vrei să rezolvați problema, da, acum... Băi, ce până am? Un băiat, o fată. Vezi că s-a mai întâmplat multe chestii aici. La filmă. Și nici n-ai de ce după mergea aia.